un american care a intrat în contact cu un liliac a murit. Caz rar de deces din cauza rabiei. Un rezident din Minnesota, Sua, care a intrat în contact cu un liliac în luna iulie a murit de rabie, a anunțat, vineri, Departamentul de Sănătate al Statului, potrivit ABC News. Decesul acestei persoane marchează un eveniment rar, deoarece mai puțin de 10 persoane din Sua mor de rabie în fiecare an, potrivit Centrului American de Control și Prevenirea Bolilor. Persoana are peste 65 de ani și a fost expusă la un liliac în vestul statului Minnesota în luna iulie, a declarat Departamentul de Sănătate din Minnesota. Oficialii au confirmat diagnosticul de rabie la laboratorul lor din Atlanta la 20 septembrie. Mușcătura de liliac, foarte greu simțită sau vizibilă. Netereu un comunicat de presă. Departamentul de Sănătate al statului a precizat că lucrează pentru a stabili dacă mai multe persoane au fost expuse la boală dar afirmat că nu există niciun risc continuu pentru public. Oficialii au declarat că acest caz fatal sfătuiește publicul să evite contactul cu liliecii, ai căror din sunt atât de mici încât o mușcătură poate să nu fie simțită sau chiar să lase urmă vizibilă. Virusul care invadează sistemul nervos central Rabia este cauzată de un virus care invadează sistemul nervos central și este de obicei fatală pentru animale și oameni. Dacă nu este tratată, rabia este aproape întotdeauna fatală, dar tratamentul antirabic s-a dovedit a fi aproape extrem de eficient în prevenirea bolii după o expunere, au declarat oficialii de stat din domeniul sănătății. Tratamentul trebuie început înainte de apariția simptomelor de rabie, au adăugat aceștia. D. Holzbauer, medicul veterinar de la Departamentul de Sănătate Public al statului, a sfătuit, de asemenea, oamenii să-și imunizeze împotriva rabie animalele de casă și de fermă. Numărul de decese umane cauzate de rabie în SUA a scăzut de la peste 100 anual la începutul anilor 1900 la mai puțin de 5 cazuri anual în ultimii ani, potrivit Departamentului de Sănătate. Aproximativ 70% din infecțiile dobândite în țară sunt atribuite expunerii la lilieci.